Facem care întoarsă la pirați, unde o sirenă a fost pusă să dea luciu pereților cu lavabilă, cu coloană sonoră cântată la ceteră. Ai vopsit mult vreodată în viața ta? A? Când? Până un bărbat trebuie să... Băgați-l, uite. Dar asta de ce dracul pui așa deasupra, mone? Păi la unde să pun? O, viață! Mi s-a părut că Nicoleta încearcă să limite pe Nea Marin, că am văzut că deja dă sfatul, dă ordine. Nu, mă, aici punem și aici dăm surplusul. Și ăsta... Conomițo, duceți-vă acolo voi. Da, acolo la bucătărie. Faceți-vă tot și puteți să vă apucați de curățenie să vă faceți acolo, că nu vine nici dracu să vă fac. Noi, bineînțeles, eu cu Conomița bucătăria se știe. Au, bă... Ah, Doamne! Ce ai făcut? Am dat cu capul, că sunt înaltă. Deocamdată eu cu Coana Mița suntem, noi tăiem, noi spânzurăm, noi executăm, deci noi facem tot în bucătărie, pe noi e baza în bucătărie. Trebuie să facem icrele în schimb, deci asta o să trebuiască să facem pentru karaoke, că asta au spus aici, așa e obiceiul, dă icre și cu cartofi. Trebuie să fim foarte atente și eu și Marlena, să nu facem în plus să ne rămână. Că în momentul în care facem risipă și nu suntem atente, atunci nu-i mai facem niciun bine lui Nea Marin. Îl tragem în jos. Și am intrat în bucătărie acolo să preluăm inventarul, pentru că trebuie să știm exact ce avem, ce comandăm, pe ce ne bazăm, ce e bun, ce nu-i bun, să facem curățenie. Eu astea le arunc pe tot. Aruncă tot, aruncă tot, dar nu găsesc soluția de vas. Eu cu ce spăl? Ce faci? Inventarul la televizor să văd dacă merge. Băi, Liviu, te rog eu frumos! El în loc să mă ajute să fie mai responsabil, el mă încurcă. A spart o sticlă. Tot în beneficiu business-ului, că dacă vezi un barman care face așa, parcă îți vine cheful a băutură, nu? Altfel le servești. Dă-ți să arăt! Dă-ți să arăt! Ce să vezi ce am învățat! Lasă! Ca să-ți fac business-ul cum trebuie aici, nebună cap. Fii atent aici! Fii atent aici! Ia uite! În bar! Bun! Gata! Ești barman! N-am vrut, jur. La jură, jură de să mor eu! Să mor! La televizor pare că am vrut. Dar n-am vrut, jur! Lasă că ți-arătă. Dă inventarul ăla, nu mai avem nici vodcă. I-am arătat și lui ce am vrut să fac. Mi-a ieșit prima oară, a doua oară nu mi-a ieșit, a treia oară din nou am greșit. Ce crezi? Nici atunci n-am avut podeaua aia de gumă și am scăpat și o sticlă de vodcă. S-a spart și aia. Bă, cât ești de prost? Cum poți să spargi toate astea aici, mă? Toți barmanii care au fost șmecheri și care sunt șmecheri au mai spart și ei la un moment dat o sticlă, două, trei. Așa, așa păi, spart normal, barmanii? Toți bar... Păi, așa spart barmanii. Așa spart barmanii. Dacă mai dai o dată cu asta... Da, da, să mă arăt! Aici. Nu mă bate de dimineață, te rog eu frumos. Acum am mătură aici, că te-a luat dracu. Ia și mătură, fă curățenie aici, că nu știu ce fac cu tine. Mă sălii și acum la 37 de ani mă mai siluiește. I-am aplicat metoda care cred că lui îi place. Are 60 de ani. Mi-e rușine de el că nu am cum să reacționez, pentru că mai am întâlnesc cu oameni pe stradă și spune, bă, dar cum mă lași, mă, să te bată, mă? Dă-i, mă, știu, e un om bătrân. Am o rușine față de Nea Marin și nu mă prinde el pe mine. Eu mă las prins. Că dacă eu nu mă las prins și el nu se eliberează, nu se liniștește să dea cu bățul, să zuie, face un preinfarct ceva, vă ferească Dumnezeu. Și îmi pare rău că i-am dat și banii. Că dacă făcea preinfarctul când nu-i dădusem banii, aia era. Banii mei, ochii la ușă, te pupul, plângeam două, trei luni, aia era. Dar așa, trebuie să mai mă împrumut de niște bani. Deci, cu tine ies falit. Să ne înțelegem. Ticuțul meu, ca să știți, e foarte bogat. Că pierdem o sticlă, două, trei, să spar două pahare, are de unde, aduce de acasă, pune înapoi. Cine a spar, mă? Băiatul tău. Păi, de-aia îmi fia copii. Stai de unde plăti. Dă-ncoace. Tu acum, chiar te rog eu frumos, ocupă-te și vezi. Bă, câte sticle marca aia, ce ai? Hai, te rog. Deja hai. Știu, vezi că nu mai ai... Da, și vodcă, nu mai ai. Trece-le pe alea care le știi tu și la mă vedem. Zi, Nicoleta, cum ești? Bă, nene, e mai greu aici, să știi. Ah! Am pus mâna pe... Au, viață! Nu? Aolea, ce greu e să... Aolea, ce greu e viața! Ajută-te, mă, ce sare pe Adidas, mă, tragă-te! Deci orezul ăsta, aruncat. Burta asta, aruncată, nu? Normal!
Am preluat stocul de marfă, ce am putut prelua. Am văzut ce și cum a fost de aruncat câteva legume care nu erau chiar atât de, n-arătau prea bine pentru noi, niște oferte care le-am aruncat. N-avem cum să știm când au fost fierte? Niște paste, deci chestii care eu nu pot să-mi asum să le folosesc, n-am cum. Doamne, unde-i Bontea să vadă mămăliguța nefiartă? Este foarte greu tu, ca și bucătar, să folosești un preparat care deja este acolo și care tu nu știi proveniența lui. El poate fi gustos, dar eu nu pot să-mi asum. Am debarasat frigiderile, am spălat frigiderile. Tot ce era în standard, tot ce era în termenul de garanție, tot ce era sigilat, absolut totul am păstrat. Ai, Doamne, știam eu ce mă așteaptă. A fost foarte harnic, a spărat Marlena tot. Gata, ia să dau un pic și aici. Așa, ia să facem noi așa curățenie ca lumea. În general, bucătăria ține restaurantul, este foarte important. Ați făcut inventarul, tot ce... Am făcut, da. Aveți ăla cu cine trebuie? Avem, da, avem. Mi-a dat tot ce au nevoie. L-am sunat pe prietenul meu, șef Cătălin Scărlătescu. Alo. Te salut, domnule dragă, te-ai trezit? Bineînțeles, neamărit, normal, cât ce... să dormi. Da? Uite, eu mi-am luat un restaurant la Mangalia, la Pirații, nu știu dacă știe, la Port. Am auzit de el, da. Dar ce-ai pățit? Păi nu că ce-am pățit, eu mai de mult așa tot vreau să-mi fac o afacere a mea și încerc acum aici... Ce mâncare vrei să faci acolo? Nu ce vreau eu. Eu am aici pe Marlena, ea e șeful bucătar și ea hotărăște cu coanamița ce vom face. Dar mie mai trebuie niște aparatură din asta care chiar nu am. Mâine este o listă. Da. De un coace. Da. Și sur pe poate aș pătrumite. Ne-a spus, ne întâlnim la platou și să-ți pregătim toate. Perfect. Te pup, sănătate și mersi. Mersi mult, pa, pa. Pa, pa. Așa că am trimis șoferul să mi le aducă. Te rog eu frumos, du-te la București. Da. Direct la platou. El vine acolo și îți dă tot ce ne trebuie noi aici. Și le aduci încoace. Ok, mersi bine. Mersi, te-am pupat. Bă, fetele, am pus să scoată ce nu le convine, pentru că noi vom aduce aparatură nouă și foarte bună. Eu sunt foarte dornică să încep să gătesc. Gata, facem o pauză. Nu se mai poate în halul ăsta. Am dus să beau o cafea, Nicoleta, să fac o cafea? Da, te rog frumos. Bun. Dar vin 5 minute, nu? Da. Aici e greu, n-ai ce face. Și trebuie să mă obișnuiesc așa 2-3 zile. Ce să fac? Nicoleta, hai la o cafea. Fă o pauză. Hai mă, că ne rupe ăla oasele. Hai coace să... Fă o pauză. Da. Îți aduc cafeaua aici? Da. Acu-i-acu. Ne-am apus să vopsesc un perete care mi-a dat multe bătăi de cap. Mi-a zis, mama, că mi-o da. Văleleu, văleleu. Până vine el, bem cafeaua liniștit. Vasilică! Hai, dracu, să terminăm mai repede! Stai un pic că vin acum. Păi, ha, sunt 2000 de euro, ești tâmpit păi, la vin, cap. Vin, că... Păi eu dacă beau o cafea bună, după aia rup tot. Poți să bagi o grămadă de cafele după aia. Hai odată! De mâine dimineață o să-i bag vreo 4 expreso din alea scurte într-o cafea normală, ca să fie mai mult implicat, e așa... Lunatic, zici că e un adolescent din ăla super îndrăgostit. Vasilică, da. Ai tras mă dunga! Păi hai, bezi cafeaua, mă, ești culmea. Am încercat să o conving și pe Nicoleta să lase de muncă, da? Adică să mai fiacă și ea câte o pauză, că după aia vede lumea, prea mare diferență, aia, ea lucră într-una și noi ce facem? Vrei să vadă lumea cât muncești? Vasilei! Pe o jumătate-s gata, beau cafeaua și am terminat. N-am încercat să fug de muncă, să nu mă înțelege. Și eu am muncit de când eram copil mic, dar trebuie să mai stai, să mai beau cafea, să mai ai 5 minute de gândire, să vezi care-i treaba, că nu mai lucri și nu mai știi ce lucri. Auzi, neamărine, eu nu mă bag, dar vezi că fină tu stă la țigare și la cafea. Uite, bă, aia ce a făcut acolo și uite, faci. Ce a făcut? A făcut un c***. Jumate, jumate, am terminat. Mă îmbâlni. Ce seara să fii neam, bă, vezi, bă? Mă îmbâlni la nașul. Ce seama ceva? Să... Florile Luciu le-am înțeles. Sunt fete mișto, Nicoleta e muncitoare, da, Vasilică? Neam, nu? Nu aia, nu aia, nu aia, nu aia. Dacă tot la cântat și nu prea muncim acasă, încercăm să mai fântăm și aici. Dacă mere, mere, dacă nu mai mere, asta e. Bă, tu ia vioara, mă, și dai drumul la o cântare. Nu te mai preface că faci lucruri. Așa e? Băi, Vasilică, da. Fii atent, vrei să o iei de dimineață? Eu am vopsit jumate de fațadă, mai am jumate și-s gata. Tu cânti în restaurante, câți pe sute ai văzut tu să se mai fumeze undeva? Păi n-am fumat înăuntru. N-ai fumat acolo când ai băut cafea? Bă, îți dau una cu tătea. Dar de ce nu-i dai? De ce nu-i dai? Că l-ai cununat, de-aia nu-i dai? Ce, trebuie să mă cunoști pe mine ca să nu dai? Între Vasilică și Neamărin este un grad de rudenie, de-aia nu-l bate, da. Se pare normal. Eu l-am 20 de puncte până acum.
Bă, ți-am zis să faci, ți-am zis să faci odată, ți-am zis să faci, ce neamă, ți-am zis, fă treabă. Altfel, Buciu, acum. Hai să te văd. Hai să te văd. Să-ți dai seama că ăsta cu papagal, vârciu, nu-ți dai seama, l-au combinat. Numai ca să fie el mulțumit, nu? Ai de capul. Vai, ai, ce controle dă, mă, bolnavul, mă, că nu-i normal să mă... Deci, cont... Fai cu amândouă, parmi eu dat. Deci, mă, cu... Vai de capul, mă. N-am mai știut de mine, a fost gata, chiar mi-a urcat tensiunea aici, în vârful capului. Deci, praf a fost. Ei, nu pot să-l iert. Chiar dacă e finul, aici nu merge cu șacăr-macăr. Tata, viitorul știu să mă feresc. În viață trebuie să știi să te ferești, neamărin, că altfel n-ai cum. Dacă nu te ferești, îi bai. Mare talentare. Bă, dar ăștia au prețuri mari, nu? Cum concurează cu noi ăștia, mă, frate? Păi să vedem și noi ce se întâmplă. Păi după uși, prețurile cam mari. Intră tu prim. Alt restaurant, mai bine spus, un hotel foarte mișto. 4 stele. Fai, ce frumos era acolo. Am găsit un băiat, un șef bucătar, șef Florin. Iar cu prețurile, tot așa am cerut un meniu. Ce mai, pe față, pe față. Bă, prețurile sunt bune. Bun. La locația asta mă așteptam să fie. Și hamsi, aveți hamsi? Mama, mă poftă de hamsi de nebunesc. Da. Dacă doriți, durează-vă între 5 și 7 minute, vă facem o porție la comandă. Da, dar n-avem bani, aia e problema. Data asta facem noi 500, data viitoare veniți cu bani. Of, Doamne, eu zic să... Și eu alături, că poate mai fur și eu o daia. Păi du-te și ajută-l, că da? Eu stau aici, că am obosit. Îți dau și o bluză? Ia, hai mă și dăm. Hai, du-te, dăm să fac. Am coborât în bucătărie. Chef John. Nu mai spune Jean, Chef John. Am primit cadou o tunică. Nicoleta, așa? Pentru ce trebuie? Bună asta? Nu, pentru uite ce? Așa. A, de ce? Ca să-ți faci la picioare? Da. De ce? Că a început să curgă vopsea peste Adidas și mei și alții nu vreau să cumpăr pentru că mă simt foarte bine în ăștia. Bună, deci... Da. Bună, Bună, Ana, ce faci? Trebuie să fac o rezervare? Da, pe numele de Răzvan, de pe persoane. Cine e Răzvan? Iubitul tău? Prieten. Să înțeleg că tu nu ai prieten? Da. Tu ai soț? Bine, draga mea, uite, am scris aici, te așteptăm. De-abia aștept să te cunosc. Abia aștept și eu. La 40 ca și Marta. Bine. Perfect. Să rămână apa. Neamărine! Da! Hai că spăl geamurile! Dă-mi da. Fust și hârtie! Da! Nicoleta e foarte muncitoare și e determinată. Păi în momentul în care trebuie să te implici într-un proiect, trebuie să te implici total, nu ca vârciu care dă doar din gură și atât. Bre, eu am făcut rezervări. Vorbește Răzvan, 6 persoane. Da, bă, fii atent, stai așa. Uite. A sunat pe telefonul ăsta? Da. Perfect, bun. Luminița mi-a lăsat un telefon și o agent. Mi-a zis, trebuie răspuns că telefonul va suna de foarte multe ori. Da, pentru ce? Pentru diseară la... Diseară la karaoke. Atât pentru rezervări, karaoke vinerea, dar cel mai mult pentru livrările la domiciliu. Păi și nu poți să stai cu telefon să iau rezervările? Astăzi da, poți să stai până la ăla. Nu am nimic, da. Tu hai să facem asta. Hai cu bere, uite, omul a venit păi cu bere. Păi zici câte bere. Hai să-i facem. Deci fii atent, scrie acolo. Bere... Eu nici la mine la club când eram nu făceam inventarul, l-am făcut cred că de 2 ori și m-a durut capul că cu fracții și n-am scăpat pentru că a venit cu, îți dai seama. Tutankhamun, stai așa un pic, hai fă-l cu mine. Ca să nu cumva să greșesc sau să pălâng. Și a început el să numere sticlele, să numere 2 4 6 8 10 12 de astea. Ah, gata, gata. Am dat toți pereții aia, marocul, nu știu ce, să fie treaba bună. Strânge vopselurile, pune capacele, du-le înăuntru, hai! Strânge-le și le duci în spate, acolo. Mamă, câte feluri de astea sunt. Câte zile? Astea avem 2, 4, 6. 7 liber. 7, da? Mă pune să muncesc de 2 ori. Hai, lasă. Și n-am avut ce să fac, am scris pe foaia aia, nu prea am găsit toate sticlele, dar când nu e business-ul tău, scrii și tu la mișto să scapi. Episod! Și cu asta, basta, am terminat. Și am terminat cu tot ce aici. Amândoi am făcut inventarul la sânge, tot.
știm precis acum ce avem și ce trebuie să mai luăm. Anzi, vai, polițai, dragă, colonia! Nu mai fac. Bă, dar nu mă tor acum, că cum au dat geamurile, iese praful. Dar tu nu știi să mături fără să ridice praful? Păi n-ai cum. Te duci două sticle de apă, dai pe jos cu apă și mături încet. Bate vântul aici. Ha, mă, lasă, dracu, mai am puțin și fac pătrățele pe burtă și tu te plângi. Hai! Zicea Vasilică, hai, mătura aia, fă aia, fă aia. N-am mai, dar am comentat, să zic, mă, Nicoleta, stai un pic, ce facem? Păi cum îmi dai ordine sau ce mă trimiți la lucru? Am ascultat-o, mă, zis, aia, hai că facem aia, că tu ești femeie, tu știi mai bine cu curățenia cu alea. Așa, bă, nene. Dă-mi față și trage-o mai lipită. Că am chemat un băiat cu mașina care era acolo să pună un pic de muzică și am mai dansat un pic. Am mai băgat o horă, un joc, să mai scăpăm de asta, că nu pot să lucrez într-una. Vă salut cu respect. Vă așteptăm diseară la Pirat să mâncați un pește bun. Când ne-am întors de la furăciunile, de meniuri, de prețuri, de furnizori... O vedeam din zare pe Nicoleta. Cum spăla ea geamurile. Dar bine stă Nicoleta, ce fel... Dă-i! Nicoleta Luciu spăla geamurile într-un mod așa frumos. Eu îi spun a la rococo. Aoleo, ușor. Sexy. Dar ce-i în picioare, nu? Am vopsit peretele. E clar. A făcut bec peste tot și a ajuns la geamuri să le facă ea. Sunt sigură că ea a venit cu ideea. Eu și Nicoleta suntem două surori total diferite. Nicoleta e aia bună și eu sunt aia rea. Auzi de mie că dau eu cu hârtie și tu dai cu ăsta. Ia. Să vadă Nea Marin ca să-mi dea mie premiu. Nu te gândi de altceva? Mă, să nu cumva să te pună dracu. Să iei premiul ăla și să te faci că vorbești la telefon și iei în col. Am dat mâna, da? Dacă ai luat banii, stai mai. Bine? Păi și eu. Păi și tu. Stai, mă, termenul tot al tău. Da. Nu-i așa. Ai zis? Nu mă dai și mie. Am bătut palma. Ai și cu Vasilică. Ce, mă? Am căzut de comun acord, cred, că cei 2000 de euro care îl va lua premiul acesta să fie împărțit în 5, adică 5 ori 4, 20, din făcut socoteală. O împărțim noi dacă luăm premiu? Da, da, se pune problema. Tot vine ceva. Suntem 5. Câte 400? Da, nu-i rău. Hai să le îmbrălegăm și pe alea. Bă, suntem 5. Suntem 5. Dacă câștigăm 2000, adică oricine ia... Care câștigă, îi împărțim, frățești. Împărțim la 5. Suntem 5. Câte 5 ori 4, 20. Ca să nu afle bătrânul, că bătrânul face rele și donează în altă parte. E bine așa? Decât să nu e nimic, nu mai bine e 400. Pe Vasilică, pe Jean. Iuliana, i-am prostit. Ăștia vin și pleacă. Eu rămân o lună jumate, am 15 emisiuni, oricum iau mai mult bani decât ei. Toți au fost de acord să împartă banii. Și când i-am spus și Nicoletei... Hai, bă, nene, mergeți de aici! Eu v-am zis, el a venit aici mai mult să încurce decât să descurce. Mulțumim, Nicoleta, mulțumim. Mulțumim că ai acceptat ofertă. Gata, asta e. Nicoleta Luce a început să strâmbe de nas. Mi se pare că Nicoleta a luat o razna. Eu cred că e chitită pe bani, clar. Bă, nene, pentru premiul ăla știi cât lupt? Înțelegi-te cu nebuna. Bine, triplețe, e nebunit. Eu am una acasă care a născut un copil și a luat o razna. Da, păi trei. Nu mai poți să... N-ai cum. Fur curent. Ai văzut că îi se pare? Vorbește, se uită, se pune pe drumul ăla, nu se mai în continuu până termină. Și nu prea ai bază pe ea dacă împarte sau nu împarte. Aici e nasul. Dar o să mai am dus mai mă prietenesc, să o iau, să o pup, să o iau în brațe, să-i... Văd eu ce zic. Trebuie să vă informez pe toți că pe Iuliana o iau ca asistenta mea, că mereu am avut-o lângă mine și m-a ajutat. La ultima emisiune la care a participat Iuliana, a fost asistenta mea. I-am spus și de data asta, vreau ca tu să fii secretara mea. Eu rog, uite, să ne citească cât un pic de regulamentul intern al acestui restaurant. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului. Deci, uite, ăsta e un suc care are gust de... Mere. De mere, bun. În relația cu clientul trebuie să dați dovadă de bun simț, corectitudine, cinste și onestitate. Cum să ai relație cu... Ah, e gândul. Trebuie să fiți zâmbitori. Da.
Să nu contraziceți clientul, să nu gesticulați inutil, să nu vorbiți tare. Să nu gesticulați inutil. Ai prins-o? Am zis, da, și gata. Să nu mai gesticulezi inutil. Nu, dar fii atent, o să vezi că nu mai zi nimic. Dacă v-am dat sarcinile. Managerul de restaurant, cine e managerul? Eu. Neamarin. Mamă, trei. Cum am sărit toți? Așa, managerul de restaurant va decide ziua de curățenie generală organizată și coordonată de către șeful bucătar. Adică eu. Dar tu ești șeful la tot. Prima dată trebuie să ne-o coordonezi. Da, și eu păi uite, mai scrie ceva aici. Zic, iau. Că șeful bucătar va participa la ședința zilnică la care participă toată echipa. Dimineața asta. Dimineața la ora 8, informându-i pe toți. Uite, iar o problemă. Cine se trezește la ora 8? Dar noi, ce are tot. Boală pe el? Păi trebuie noi să ne trezim pentru o ședință. Dacă ea e e nasoală treaba. Dacă e PM, tu trebuie să spui tăticuțul tău. Eu vreau ce să mă trezesc la 12. Da, da, la ora 12. Zi mai departe. Gata. Gata. Atenție la mine acum. Trebuie să hotărâm meniul permanent și prețul. Acum voi ați fost după prețul, da. Și acum cu toți ne consultăm la preț. Hai. Cu anumite zile. Deci la mic dejun noi am zis așa, un platou rece, să-i spunem platou piratului, poftim. Da, platou piratului, da, foarte tare. Și aici vine așa, ficăței. Da. Dar pentru dimineață, nu, hai să nu complicăm cu anumite. Ce-i, tragi la tigaie, pac, l-ai zvârlit. Da? Eu, ca și bucătar, nu agreez un meniu din ăsta care e un volum foileton. Nu trebuie decât câteva preparate, dar le ai fresh. Șuvițe. Șuvițe de? De piept. Dar ăsta e pentru dimineață, de... pentru mic dejun. Cine mănâncă? Da, mă, dar care vrea platou cald. Tu îi dai rece, dar vrea unii gustări calde. Bun, hai fă așa. Și da. La gustări calde ce îi pui? Dar pentru dimineață. Pentru dimineață. Bun, hai fă așa. Eu, părerea mea, ceea ce merge foarte bine și la mine la pensiune sunt produsele tradiționale și mâncarea tradițională. Degeaba îi faci omului fisticătorii, icre de Manciuria sau... Ia fă-i acolo o mâncare tradițională, gătită, pregătită. Bun. Mai departe. Deci la ciorbe am zis așa, ciorbă de văcuță. Da. Ciorbă de perișoare. La meniu a la carte am schimbat ciorbe, am băgat și ce nu avea. Am discutat cu absolut totul dat și cu meniul de livrare, cum îl vedem noi. Asta e foarte greu, că mai avem și deliverile. Dar cum ei au făcut față, sperăm din toată inima să facem și noi față. Fiecare și-a dat cu părerea și a ieșit un meniu bun. Nea Mărina a spus, băi, fetelor, voi știți, voi sunteți profesioniștele în bucătărie, eu o să ai lumea o să la lumea. Picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când te trage ața, tot acasă te întorci. Bine ați venit în satul nostru, Liviu. Unde credeți că am nimerit? Eu sunt verișoara lui Jeane, Jean Pestriț. Mătușa lui Adelina Pestrițu. Să rămână, doamnă. Nu e corect, nu e drept. Ție ce stătea bine? Zici că ești făcut aici?